Aproape 80% din candidații care au participat la examenul de titularizare din acest an au obținut note peste 5. Dintre aceștia, mai mult de jumătate au note peste 7 și sunt titulari în sistemul de învățământ. În plus, s-au înregistrat și 4 note de 10. La prima vedere, rezultatele din acest an la concursul național de titularizare sunt cu mult mai bune față de anul trecut. Aceste rezultate sunt însă cele afișate pe 7 august, înainte de contestații. Avem un procent de 20,54 sub 5, sub nota 5. Un procent de 79,46 mai mare sau egal cu nota 5. Și un procent de 44,79 mai mare sau egal cu nota 7. Și sunt și 4 de 10, chiar am asta în mod particular. Pe ce discipline? Îmi pare rău că numai n-am amintit, dar să văd care sunt disciplinele cu cele cu 1-3-10. Și o medie generală de promovabilitate s-a făcut, o astfel de analiză? O am pe detaliat în sensul forma pe care am dat-o acum. Nu, orice caz, dacă sunt doar 20,54% sub 5, diferența până la 100. La prima vedere, rezultatele sunt mai bune decât cele de anul trecut? Mă mărturisesc că cele de anul trecut nu le știu, ca să pot să fac o comparație. Ce va urma? Vor fi ședințe publice? Ce va urma? Publice, da. Vor fi ședințe publice pentru repartizare. Acolo unde notele corespund cu cerințele de titularizare și există postul, se vor titulariza, iar celelalte vor fi în a doua ședință pentru suplinire. În total, doar 703 lucrări au fost trimise spre corectare în centrele de examen. Asta pentru că, din cei 823 de candidați prezenți, 5 au fost eliminați pe motiv de fraudă, iar alți 115 s-au retras la cerere din concurs. Asta cu atât mai mult, cu cât în toate centrele de examen, sările au fost monitorizate video. Cu emoții sau nu, candidații au așteptat cu sufletul la gură primele note. Ce note sperea să luați? Note cât mai mari. Sunteți dispus să lucrați și ca suplinitor? Da, bineînțeles. Pe ce catedră urmăriți să lucrați? Educație plastică. Și ce ați făcut la probele scrise? Sper că am făcut bine ceea ce am făcut. Foarte bune! Cât ați luat? 9. La ce catedră? Pe ce catedră? Istorie. A fost greu? A fost subiect noi ca și conținut, dar avantajul a fost la celor care au puțină vechime în spate. Cei care au absolvit anul acesta, cred că au fost puțin dificil. Era vorba mult de practică. Vă așteptați sau nu ați vedea rezultat la ce ați făcut la probele scrise? Nu știu dacă mă așteptam. Eu sunt bucuroasă pentru nota care am luat-o. Sunt mai mult decât mulțumită. Nu știam cum se corectează, așa că nu știu ce să vă zic. Sunt și emoții. Cum au fost probele scrise? Probele scrise, sincer, nu mă așteptam la subiectele care au fost. În primul rând, eu personal nu am știut că va fi doar didactică. Eu am crezut și specialitate. Și să înțeleg că vă așteptați la o notă? Acum depinde de fiecare cum corectează. Nu depinde de noi. A câta oară participați la concursul de titularizare? Este a doua oară. Titularizare. Eu vin din alt județ, nu vin din Bacău. Au fost însă și candidați care au obținut note rușinoase de 2, 3 sau 4, asta în condițiile în care nota 1 era dată din oficiu. Cea mai mare concurență a fost pe posturile de educator și învățător, dar și pe catedrele de biologie, matematică, educație fizică și sport, limba engleză, franceză, română și religie ortodoxă. Între 7 și 8 august se pot depune contestațiile la Comisia Județeană de Monitorizare a Examenului de Titularizare din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bacău. Pe 10 august vor fi cunoscute și rezultatele finale, pentru ca pe 13 august să înceapă etapele de repartizare pe post a candidaților admiși. Astfel, prima ședință publică va avea loc la centrul de concurs pentru candidații care au obținut cel puțin nota 7 și se pot angaja ca titulari în sistem pe perioadă nedeterminată. Pe 16 august, tot la nivelul centrelor de concurs, vor fi repartizați candidații care au obținut cel puțin nota 5 și care vor lucra în sistem ca suplinitori, pe perioadă determinată. Pe 6-7 septembrie se vor repartiza și ultimii candidați admiși cu nota minimă 5, rămași nerepartizați, a titularilor în regim de plată cu ora, dar și a personalului didactic asociat sau pensionar. Pe 10 septembrie, data în care începe și noul an școlar 2012-2013, vor fi emise și comunicate toate deciziile de repartizare pe post sau pe o catedră.
În total sunt libere în întreg județul 1455 de catedre, din care 685 sunt complete, 309 titularizabile, restul fiind incomplete. 813 dintre acestea sunt în mediul rural și 642 în urban,